Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit și astăzi la Torino Web News. Înainte să începem știrile, să vedem câteva informații despre starea vremii. Astăzi este o zi frumoasă, cerul este senin, iar soarele își face datoria, temperatura maximă ajungând până la 28 de grade Celsius. Mâine se menține vremea frumoasă, dar și temperatura maximă de 28 de grade. În acest moment în Torino sunt aproximativ 27 de grade Celsius. Începem ediția de astăzi cu o informație de serviciu. Pentru toată luna august, în fiecare circumscripție din oraș este deschis un sediu anagrafe. Toate sediile garantează serviciile de certificare, incluzând și cartea de identitate pentru minori, făcând însă excepție cartea de identitate electronică care se eliberează la sediul central în urma unei rezervări. Orarul și adresele sediilor anagrafe sunt disponibile pe pagina de internet a primăriei, afișată mai jos. Sau dacă doriți eliberarea unui certificat, să plătiți amenzi sau să faceți o rezervare la birourile primăriei, o puteți face de acasă, fără mai fi nevoie să vă deplasați. Torino Facile vă pune la dispoziție un ghișeu virtual al primăriei și vă garantează că documentele au aceeași valoare ca și cele eliberate de la un ghișeu normal. Trebuie doar să vă înscrieți gratuit pe pagina web www.torinofacile.it. O altă informație de serviciu vine de la Poliția Municipală, care anunță că până în 31 august, ghișeele de casierie, procese verbale și dispozitive tehnice și eliberarea actelor și documentelor administrative din via Bologna 74, dar și casieria circumscripției 1 din via Bertolotti, vor fi deschise de luni până joi, de la ora 8 la 17.30 și vinerea de la 8 la 15.30. Continuăm cu biroul permiselor de circulație, care va fi închis din 16 până în 19 august. Așadar, cei care au nevoie de reînnoirea sau eliberarea permiselor pentru zonele de trafic limitat sau de alte autorizații sunt invitați să se prezinte în timp util. Din agenda zilei de astăzi vă spun că pe 9 august 1892 Thomas Edison obține brevetul pentru telegraful bidirecțional. Iar în 1945, aviația americană lansează cea de-a doua bombă atomică din istoria umanității asupra localității japoneze Nagasaki. Doamnelor și domnilor, Torino Web News se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi excelentă în continuare. Vă aștept și mâine la o nouă ediție de știri. Quest'anno Mito Settembre Musica, Palazzo Madama, Karin Selva, Marilena Solavaggiona e il quintetto Fiati Prestige. Per il grande pubblico al Paralimpico Sozzacchi, Massimo Ranieri, Roberto Bado e Franco Battiato. Per i più piccoli alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, Ninne Nanne e Tarantelle e Cuochi alla Riscossa. E al Conservatorio Giuseppe Verdi in Piazza Bodoni, Salvatore Accardo, la Filarmonica di Torino e Alan Curtis con il Complesso Barocco. Questo è soltanto un assaggio degli oltre 100 appuntamenti in 30 serie diverse di Mito Settembre Musica che vanno ad aggiungersi ai 75 appuntamenti sul territorio di Mito per la città.